Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o ediție a emisiunii Interviurile lui Cristoiu în direct. Tot așa, mâine seară o să avem în direct Gândurile lui Cristoiu. În seara aceasta, la ora 8, am înțeles că se va da marele anunț cine a câștigat dintre Ciolo și Barna la USR Plus. O să transmite și noi știrea și apoi o să o comentăm aici. Invitatul acestei emisiuni, după asta o să vorbesc despre el, este Sorin Roș Castănescu. Bine a venit, Sorin Roș Castănescu. Este autorul. E o carte ciudată, pentru că, de fapt, îi pun întrebări Dan Androni și Alice Barbu. Aceasta este cartea SRS, și-a făcut și ochelari aici, Nașul presei din România. Am citit-o și e un mare lucru. De regulă, toți comentatorii vorbesc despre o carte fără să o citească, mi-am făcut și întrebări. O amintire puternică cu Sorin Roș Castănescu, eram la Budapesta împreună într-o călătorie cu Radu Vasile. Și asta ca să intrăm în atmosfera acestei cărți și s-a făcut seară și la un moment dat tu mi-ai zis, spre stupoarea mea, hai să mergem la Radu Vasile, el era premier, să stăm de vorbă, nu știu, în cameră. N-am mers și m-am rămas surprins, cum adică să mă duc eu să stau de vorbă cu premierul. Tu puteai să stai de vorbă cu premierii? Cu Radu Vasile am fost prieten, da? Și jucam șah împreună. Și cred că m-a apreciat foarte mult că uneori se mai întâmpla să-l și bat, el era un șahist de calitate. Și în felul acesta noi ne-am împrietenit și să sfătuia cu mine. Chiar să sfătuia cu mine în legătură cu deciziile politice pe care le lua. Și eu eram mirat. Acum pot să spun un lucru pe care cred că nu știu dacă l-am scris în carte. Radu Vasile la un moment dat a decis, din poziția de prim-ministru, de premier, să îl schimbe pe Emil Constantinescu. Deci să-l scoată într-o formă sau alta pe Emil Constantinescu din poziția de președinte. Era un război între ei. Pentru că nu se mai înțelegea, da, cu Emil Constantinescu. Și m-a invitat la Snagov. Era o reședință a primului ministru acolo. Și foarte precaut m-a invitat prin grădină, probabil ca să nu fim înregistrați. Și mi-a comunicat această decizie. I-am spus că e o prostie și că nu are rost să facă așa ceva și că e și foarte riscant ceea ce intenționează să facă. Nu știu ce a făcut ulterior, dar cert este că și-a rupt gâtul până la urmă cu Radu Vasile. Probabil că Radu Vasile a aflat, Emil Constantinescu a aflat și l-a executat. Așa a avut loc execuția lui Radu Vasile. Și atunci, dacă ți amintești, s-a creat o criză de guvern, că nu vrea să demisioneze. Da, nu era Constituția. Știi din 2003? Cine i-a luat demisia? Cine? Cine l-a convins să-și dea demisia? Nu. Eu. Și deci mi-a dat 1000 în original. Da. Și eu am trimis-o la Cotroceni. A venit purtătorul de cuvânt al lui Emil Constantinescu, Popescu, nu mai știu cum îl chema. A venit după... Cred că Răzvan Popescu, Răzvan, care a lucrat, da, nu, dacă mai lucrează la cine, și o carte de memorie. Exact, și a venit după demisie la mine, dar în prealabil a pus niște condiții Radu Vasile și eu le-am negociat cu Emil Constantinescu și cu țărăniștii, pentru că altfel se prelungea criza și era o situație foarte periculoasă pentru statul român, pentru stabilitatea politică. Și a fost și o zi în care Emil Constantinescu îi convocase pe toți ambasadorii la Cotroceni, că avea întâlnirea anuală. Și nu știa ce să le spună, că mai are premier, că nu mai are premier, că a demisionat, că n-a demisionat. Și pe ultima sută de metri am reușit eu să-i trimit demisia lui Radu Vasile. Dar interesant că nu s-au ținut de cuvânt. I-au promis vreo 6 puncte lui Radu Vasile, nu s-au ținut deloc de cuvânt. Da. De regulă, când am un invitat, am și biografia la Sorin Roș Castănescu, nu trebuie să mai fac această prezentare. De fapt,
După ce am citit această carte, cum mi-a spus și la telefon, eu unul, n-am înțeles nimic din viața lui de familie, adică se mă ieți, dar n-am înțeles câte neveste ai avut, câți copii, chiar câte mame între noi fie vorba, n-am înțeles, n-am putut să fac o ordine în câte, câți oameni politici ai cunoscut, adică, dar vreau să întreb o primă nedumerire. Totuși, ești autor de cărți. De ce această formulă? Deci, Sorin Roșca Stănescu, un dialog cu Dan Andronic și Alice Barbu. Deci, în loc să scrii tu memoriile, că știi să scrii, între noi fie vorba, ai răspuns unor întrebări. De ce? Deci, nu, eu nu am privit-o ca pe o carte de memorii. Da. Și nici nu este, de fapt, o carte de memorii. Este o carte în care eu spun vrute și nevrute. Spun tot felul de lucruri care mi s-au părut mie relevante din istoria recentă pe care am trăit-o și am traversat-o personal. Inițial, ideea acestei cărți i-a aparținut lui Alice Barbu. Alice Barbu a zis, dom'le, ce-ar fi să facem o carte? Asta în timp ce lucram la cartea cu Boștină, În ochiul ciclonului. Dan Andronic a participat și el la această discuție și a spus nu, fac eu cartea pentru că pe Alice Barbu, care e foarte tânără, poți să o păcălești. Pe mine nu poți să mă păcălești și eu spun întrebări mai ticăloase. Da, și bun, Dan e un bun autor de interviuri și cu Rogojan, adică are, da, se pregătește. Și am acceptat cu plăcere să colaborez cu amândoi, că au pus și întrebări diferite, sunt și temperamente diferite, iar Alice Barbu a muncit foarte mult la această carte și în partea de redactare. Da, trebuie spus, ca om care am văzut atâtea cărți și am citit, că o noutate, și mie mi-a plăcut, sunt aceste însemnări, jos, note, nu știu, uite, Horia Tabacu, jos imediat apare cine e, ce a făcut, este foarte... Și eu l-am văzut după apariția cărții. Da. Chiar mi-a reproșat Adrian Severin că e o notă care îl privește pe el, dar la un moment dat, spre sfârșitul notei, Alice Barbu sau cine a redactat nota, scrie că a fost condamnat la închisoare pentru corupție. Pentru corupție, da. Dar de fapt în carte? Și de fapt... Eu... Hai, dăm legătura acum, avem emoții, gata. Parcă nu mai alege pe noi. Nu o să mai avem emoții în curând. Am revenit. Întâmplarea norocoasă face ca în studio să am nimerit chiar, nu eu, un greu al presiei românești, mă rog, eu un semigreu față de Sorin Roșca Stănescu, deci noi amândoi suntem comentatori și putem să oferim acum un comentariu comun, nu comun, că nu putem face un comentariu în legătură cu... Deci, prima întrebare, Sorin Roșca Stănescu, ai atâția decenii de presă, te așteptai la acest rezultat? Da. De ce? Mă așteptam. Ai zis înainte de emisiune că Dacian Cioloș, asta am zis. Am spus că a câștigat Dacian Cioloș, mă așteptam să mă așteptam la un scor mult mai mare al lui Dacian Cioloș. Scorul este foarte apropiat și eu pun semnul egal cu ruptura în partid. Scorul este mult prea apropiat ca să nu fie contestat și să nu stârnească mari animozități. Deci eu cred că partidul după acest scor se va... Dar scorul mic, e prea mică diferență, ce Dumnezeu, adică 700. Știi că au apărut în ultimele zile acuzații din mai multe direcții în legătură cu Cioloș, în sensul că a adus în partid foarte mulți ofițeri acoperiți din serviciile secrete. Din acel moment, din momentul în care au început să apară aceste acuzații, eu am intuit faptul că Dacian Cioloș va fi câștigător și cei care simt că pierd începeau să-i aducă acuzații înainte de deznodământ. Având în vedere cât de mic era plus în raport cu USR și cu Dan Barna, undeva e o surpriză, chiar dacă chiar scorul ăsta mic, adică nu, nimeni nu s-a așteptat la Dacian Cioloș. Nu e. Te așteptai? Da, pentru că institutele de cercetare de piață
au ajuns de mai multă vreme la concluzia că Dacian Cioloș va avea șanse mai mari, ei studiind nu atât electoratul USR, cât activul USR. Care sunt cauzele? De ce? După opinia mea, Dan Barna s-a compromis la guvernare fiind, a fost totuși viceprim-ministru. Cred că a creat o nemulțumire în partid și prin ruptura care a fost provocată. Da, au pierdut provocată. 8 luni, se trece în opoziție, ceva n-am auzit până acum. Da, și cred că i s-au reproșat aceste lucruri, în timp ce Dacian Cioloș trece în ochii partidului și respectiv al electoratului USR ca un om mai așezat. Da, și cu aia, și care este paradoxul că la vot 63% au fost useriști. E adevărat. Și cu toate astea ei l-au votat. Dar totul e relativ. Jocul încă nu s-a încheiat. De ce? O să fie contestații. O să fie o comisie care va cerceta votul. S-a dus dracului partidul. Nu știu, o să fie scandal. Nimic nu e cum pare. De pildă, mie mi-atrage atenția și bine face Alice Barbu. Da? Că și eu cumva am dezinformat când am zis că, că a fost ideea ei cartea. De fapt, aflu că a trimis-o la înaintare Dan Andronic să mă testeze dacă aș vrea să fac o carte și că, de fapt, la origine e tot ideea lui Dan Andronic. Și aici, ca să încheiem cu acest comentariu, crezi că va rămâne până la urmă Dacian Cioloș? Da. Da. Cred că va rămâne președintele partidului și cred că Dacian Cioloș ar putea să schimbe direcția acum, pe ultima sută de metri, și să facă în așa fel să renegocieze și să readucă USR la guvernare. Cred că în spate așa se și explică această aparentă răsturnare de situație, că au acționat băieții ca să refacă majoritatea. Eu cred că asta s-a întâmplat. E circulat zvonul în piață că el ar vrea ministrul de externe vicepremier. Ar fi de acord Iohannis cu ministrul de externe el? Ministrul de externe? El, Cioloș. Că da, are nevoie de... Ar putea, dacă... Păi Iohannis va fi de acord. Dacă va fi o bună negociere pe axa Berlin-Paris, ar putea să acum fie de Parisul acord. Fiind la mult, la... Cum zice? Nu, eu expres în carte, aș uitat înainte. Deci Cioloș i-a rondat Parisului, în timp ce Iohannis i-a rondat mai degrabă Berlinului. Deci dacă din negociere va sări din pălărie acest iepuraș, da, probabil că ar fi de acord. Dar cred că Cioloș vrea mai mult. El nu vrea să se compromită la guvernare. Cred că, așa cum a și anunțat, vrea să candideze pentru funcția președintelui. Dar poate să stea, Sorine, până în 2022. 2023. E adevărat. În general, poziția de ministru de externe, în vremuri relativ pașnice pe plan internațional, îl favorizează pe cel care deține acest portofoliu. Dar se întreba, veți avea și declarații, să întrebăm structurile. Regia, vom avea declarații, de ce spun învinși și învingătorii. Oră, poți să ne spună. Apropo, o paranteză. Știi de ce n-am făcut eu politică? Pentru că este groaznic acum tu în locul lui Barna să vii să spui că ai fost învins. Eu n-aș putea așa ceva. Da. Eu știu de ce n-ai făcut tu politică și bine ai făcut, dar nu știu de ce am făcut eu politică. Nu, dar nu, ca să fie acum. Adică să vii să spui mulțumesc că ăla i-am învins. Trebuie să spui recunosc, a câștigat, îl felicit. Da, și în gândul tău e de cuțit. În gândul tău e dezastru. Hai să continuăm despre această carte. Sunt foarte multe dezvăluiri, este o carte chiar, eu am și scris, culmea, deja un comentariu pentru luni, în care spun că, de fapt, carte e un roman, nu iat, pentru că Sorin Roșca Sănescu nu este numai un gazetar, este implicat în toate dedesubturile vieții politice post-decembrie. Vorbeam mai înainte de relația între președinte și... De-aia vreau să discutăm despre concluziile pe care le tragi tu, chiar dacă uneori nu le spui în această carte. Vorbeam de raportul premier-președinte. Suntem pe cale să publicăm, eu să public, memoriile lui Doru Viorel Ursu, care povestește despre lovitura de stat din septembrie.
Și eu am tras concluzia că încă de pe atunci președintele avea un stat paralel. De ce președintele la noi, că e specialist în servicii, are butoanele astea ale instituțiilor de forță? Păi, noi ar trebui să știm ce s-a întâmplat atunci, pentru că amândoi am fost anchetați, da? Și împotriva noastră urma să se, da, facă chiar și un rechizitoriu, pentru că noi am publicat în evenimentul zilei că în septembrie 1991 a avut loc o lovitură, da, de stat, pentru că Petre Roman a fost schimbat în mod neconstituțional. El, de fapt, nu demisionează. Și noi am publicat documentul atunci. Și am fost anchetați, dar până la urmă, cred că s-a temut Iliescu și a renunțat la... A retras plângerea. Facem o pauză și să-mi luți ideea. În această carte, chiar vreau să te întreb, Doru Viorel Ursu dezvăluie că rolul uriaș care îl avea Virgil Măgureanu în 90, eu n-am crezut. Adică el verifica miniștrii înainte de pauză. Avea un rol important? Tot timpul s-a întâmplat așa. În permanență, Serviciul Român de Informații a verificat miniștrii, da, chiar înainte să fie... Da, dar el e singurul director de SRI care era și public afirmat. Că după asta au venit el alții. Bine, el a recunoscut, a fost mai corect din punctul ăsta de vedere față, da, de, da, da, de, da, al șef SRI și a recunoscut. Facem o pauză. Da. A zis că există și o parte bună a lucrurilor, da, dar n-a zis care e partea rea. De regulă nu sunt așa de familiar cu invitații, dar pe Sorin Roșca să ne scolstiu de o viață, de la viața studențească, chiar el spune acolo. Acolo e la un moment dat un pasaj în care spui că eu lucram pe materiale altora, unii au interpretat asta ca o răutate din partea ta, nu, eu eram redactor șef adjunct și practic le rescream în sensul ăsta. Muncei pe ruptă. Da, în sensul ăsta, nu că le rescream din punct de vedere gramatical. Începe Cioro și auzi. Român are nevoie de reformă la toate nivelurile, dar dincolo de aceste explicații îmi dau seama că nimeni și nimic nu poate să explice și să justifice pierderea de vieți omenești din neglijență, din indiferență sau din alte motive care țin de responsabilitatea celor care își asumă conducerea statului. Vreau, revenind acum la alegerile noastre interne, vreau în primul rând să le mulțumesc colegilor din partid care au votat în număr foarte mare și, așa cum spunea și Dan, cred că am dovedit că putem avea maturitate și înțelepciune să ducem la bun sfârșit un proces democratic, un proces deschis membrilor, cu toate complicațiile aferente și dificultățile, dar mi se pare foarte importantă participarea aceasta masivă la vot, pentru că asta arată că cei care s-au înscris în USR Plus, fie în USR, fie în Plus, cred în acest proiect al fuziunii și iată că îl validează printr-o participare masivă la aceste alegeri. Vom avea multe de făcut împreună, dar cred că e un pas important în acest proces de fuziune de facto al USR și Plus, pentru că rezultatul acesta arată că nu există aceste falii între foști USR și foști plusiști și că putem lucra împreună și sunt convins că este un mesaj important pe care îl vom înțelege și la nivelul conducerii organizației noastre centrale, dar și în filiale, că iată, membrii vor să lucreze împreună și că nu facem aceste diferențe între fost USR și fost Plus. Vreau să le mulțumesc colegilor din Secretariatul General, Comisia Electorală, toți cei care s-au implicat în acest proces pentru a-l organiza cu toate imperfecțiunile lui. Am avut și sesizări și plângeri, o parte dintre ele au fost clarificate de Comisia Electorală, altele urmează să fie clarificate, pentru că, dincolo de orice, mi se pare important să limpezim lucrurile, membrii noștri să aibă încredere că un astfel de proces democratic poate să decurgă în condiții bune
vom învăța și vom trage consecințele din experiența acestui proces, pentru că pe viitor mi-aș dori să avem cât mai multe astfel de ocazii, oportunități pentru ca membrii de partid să participe la deciziile pe care le luăm în partid. Noi cerem transparență pentru ceea ce se întâmplă în România, cerem onestitate și cred că aceste lucruri trebuie să le dovedim și în partid înainte de a le cere celor din afară și cu atât mai mult aceste lucruri vor trebui clarificate în perioada următoare, să ne asigurăm că putem conta pe încrederea celor care ne-au oferit la rândul lor încredere. Pentru că avem nevoie să întărim acest partid și ca să-l putem întări și să-l creștem, să-l dezvoltăm, e important ca cei care au făcut acest pas să se înscrie în USR și în plus și-au crezut și-au susținut fuziunea, să se simtă ei înșiși bine în acest partid și să-i poată convinge și pe ceilalți să vină alături de noi, pentru că România are nevoie de o alternativă pentru modernizare, pentru reforme și așa cum stau lucrurile acum din ceea ce vedem în ultimele luni și în ultimele săptămâni pe arena politică, USR Plus va avea un rol important de jucat în perioada următoare până în 2024 pentru a oferi o alternativă reală la modernizarea României. Trebuie să ne propunem câștigarea alegerilor prezidențiale și alături de asta câștigarea celorlalte alegeri locale, parlamentare, ca să putem asigura fără alte compromisuri modernizarea pe care am promis-o încă de când am înființat acest proiect. Am revenit. Noi suntem Sorine, vezi ce înseamnă să fii gazetar? Nu avem nicio tristețe, nici ne amuzam aici cu Sorin Roș, ca să ne scrie din regie, mi se spunea, apropo de tot Cioroș, că n-are punct, că trebuie să fie punctul să-l taie, dar nu putea. De ce n-a zis? Hai să luăm persoana acum președintele Klaus Iohannis, în câteva din minute. Din Germania, via Paris. Îl felicit, via Paris, îl felicită, da? Și îl invită la o cafea. Crezi, da? Și zice, ce vrei în schimb? Dacă erai în locul lui Barna, puteai să ții un discurs în care să-i mulțumești lui ăla că te-am învins? Nu, asta este obligatoriu în politică. Păi Ludovic Orban n-a făcut. Păi da, dar atunci când ai ajuns la concluzia că n-ai fost furat. Barna a ajuns la concluzia că n-a fost furat. Sau a avut un târg anterior cu Cioloș ca să piardă în mod civilizat. Și atunci spui felicitări câștigătorului și așa mai departe. Și prezervi poziția de number two în partid. Numărul de. Barna, ce se va întâmpla cu el? Păi are, de ce să nu aibă? Atâta timp cât se înțelege cu Cioloș și are în spate totuși 90% din voturile ale partidului. Sigur. Spune-mi, și ai ultima întrebare, crezi că asta influențează cu ceva relația lor cu PNL și cu Iohannis? Da, în măsura în care Iohannis, într-un dialog cu Cioloș, relansează acest parteneriat. Dar cu Barna era mai greu, cu Barna divorțase. Adică el... Barna era mai greu pentru că Barna se exprimase mult prea abrupt. Aha. Și mult prea repetat. Cioloș a fost mai nuanțat. Și Cioloș a spus că... Da, dar și el are posibilitatea să zică Cioloș acum are față de Barna avantajul că nu i-a l-a rupt. Da, adică spune, domnule, nu eu, hai să... Da, deci el are posibilitatea să facă un pas în spate și să renegocieze de pe poziții bune pentru USR, participarea USR la coaliție. Adică să ceară chiar mai mult decât au avut. Uite că în carte n-am văzut niciun amănunt despre nicio poveste despre Cioloș. Nu. Să nu spui că n-ai lucrat și cu el. Nu, cu Cioloș nu. Că toată istoria acestei cărți e anterioară apariției lui Cioloș pe pământ. Da. După apariția, în cartea aceasta sunt multe dezvăluiri și multe personale. Spune-mi,
după apariția cărții n-ai avut unele probleme cu oamenii despre care, femeile, bărbații despre care ai scris? Nu. M-am temut să nu am cumva probleme cu familia. Asta e cea mai grav, da. Pentru că... Ești destul de... Adică ești prea sincer uneori. În momentul în care am... La scurt timp înainte să predau cartea și m-am grăbit să o predau ca să apară de ziua mea, am primit de la CNSAS dosarele pe care cu ajutorul lui Dan Andronic și al lui Alice Barbu le-am solicitat, dosarele familiei mele și dosarul meu. Dar nu al meu e foarte important aici, ci dosarele de la CNSAS ale celor mai apropiate rude. Și am aflat lucruri îngrozitoare pe care eu nu l-am cunoscut până acum câteva luni, în amplitudinea lor, în profunzimea lor, și le-am cunoscut foarte vag abia acum vreo 2 ani când am vorbit odată cu Frântălată. Nici tu, care mi-ai dat recomandarea ca să intru în Partidul Comunist, nu știai și nu știa nici Boștină, din câte am discutat cu el, și nici măcar Traian Ștefănescu, care era ministru pentru problemele tineretului, cât de îngrozitor era dosarul meu de cadre. Ei știau că este îngrozitor, știau că nu mă pot angaja în presă și așa s-a și întâmplat, că mai întâi m-au angajat pe post de corector și pe urmă au transformat postul în post de redactor, dar nu știau de ce. Ei bine, eu am aflat de ce în momentul în care cu o zi, două, trei înainte să predau cartea. N-am apucat să explic, de aceea mai scriu acum o carte. Da, la jumatea unei noi cărți. Mi-a zis Marestu că s-a luat un interviu și spuneai de ce erau legionari? Deci, răi? Bunic, da, bunicul meu din partea mamei, medic-chirurg în Brașov și unul dintre cei mai buni chirurgi, a fost șef de organizație legionară în Brașov. Mama mea, care era foarte tânără, a fost șefă de organizație legionară la elevi. Tatăl meu a fost arestat mai întâi de siguranța statului și pormă de securitate pentru participare la rebeliunea legionară la 16 ani. Unchiul meu, deci fratele tatălui meu, cu 2 ani mai în vârstă decât tatăl meu, conducea 3 județe. Legionare le conducea acest unchi al meu, apoi a fugit în Germania, a fost parașutat în munții Făgărașului Caspion, s-a predat securității, a spus că urăște comunismul, dar nu-și poate spiona propria țară și, mă rog... Păi și cum, de ce, cum deja au nimerit toți? Și văd că erau legionari, legionari, adică nu deci, așa că au trecut. Nu, erau legionari notori. De ce? Cu probleme și e foarte interesant că dosarele lor mai întâi au fost cercetate și analizate de către siguranța statului. Unchiul meu a avut un rechizitoriu pentru condamnare pe viață. După la muncă, rebeliune? În timpul rebeliunii, după rebeliune, înainte de rebeliune. La muncă silnică de viață pentru că ar fi orchestrat o tentativă de asasinat al președintelui unei curți de apel, care a condamnat niște legionari și... Da, știi că poți să ai probleme acum. Ei s-au răzbunat. Stai puțin. Mai poți să ai mai mari ca înainte de 89. Că acum e așa, e o întreagă, un întreg curent. Eu încă în această carte am mai apucat atâta să fac, să-mi cer scuze concetățenilor mei pentru acest trecut al familiei mele, să cer scuze evreilor din întreaga lume care au avut de suferit. Mama nu lucra la România Liberă sau la Gerpres? Ba da, a lucrat și la România... Păi și n-avea dosar? Nu știu. A lucrat și la România Liberă, secretar al Octavian Paler, și apoi la Gerpres a fost... Ți-a spus cineva din familie vreodată? Nimeni nu mi-a spus nimic. Și e foarte interesant. Deci tatăl meu a fost omorât când aveam vreo 4-5 ani. Copiii de români râdeau de mine că sunt... orfan și instinctiv m-am împrietenit mai mult cu niște copii evrei din Brașov care nu râdeau de mine. Și am devenit filosemit. Ei nu mi-au spus nimic. Deci au știut de relațiile mele foarte apropiate cu familiile evrei și în liceu am avut asemenea relații și nu mi-au spus nimic. Ei mi-au ascuns tot trecutul lor, probabil ca să menajeze. Da, din dosare rezultă că ei chiar credeau. Da. Nu erau... Că au fost, de exemplu... Da. Și am descoperit după
Nu, chiar înainte de 89, că, nu știu, taică-miu a trecut pe acolo, dar nu era, n-a fost legionar. Da, că ei au fost și mulți care au trecut pe acolo. Ei au fost activi, da, au participat de tatăl meu la 16 ani, elev fiind împreună cu alți elevi, au tipărit în timpul rebeliunii legionare, manifeste legionare și le-au distribuit și au fost percheziționați, anchetați și tatăl meu a făcut închisoare pe vremea lui Antonescu, da, un an și ceva. Da, deci și, asta a făcut și pe vremea. Și pe urmă a reușit să scape prin tot felul de trucuri. Da. Bunicul a fost general, bunicul din partea tatălui. Și fiind general, era în relații bune cu Antonescu și probabil că a intervenit. De altfel să și văd în dosare intervențiile, o să scriu acum foarte interesant, nu fac cronică de familie, fac o secțiune prin ceea ce înseamnă continuitatea serviciilor de siguranță, de securitate ale statului. E foarte interesant, pentru că aceștia au fost urmăriți mai întâi de siguranță, apoi pentru aceleași lucruri urmăriți de securitate. Și-au făcut pușcărie pe urmă la Antonescu și asta și pe urmă. Cine a trăit după 80 nu a fost urmărit și de noua securitate. Da. Aș putea să spun, având în vedere caracterul tău de aventurier de aici, și cred că de acolo le-ai moștenit, că trebuia să fii un pic nebun ca să E foarte interesant. Deci, familia tatălui vine de la Slatina, da, pentru că acolo era garnizoana condusă, da, de general, de bunicul meu. Familia din partea mamei din Brașov. S-au căsătorit unii cu alții, legionari cu legionari, nu? Pentru că erau legionari sau cum? Nu știu. Acum, cu maturitatea ta de acum, înțelepciunea, ce făcea de... Că tu își credeau. Ai încercat să-ți explici? Eu am citit foarte multe declarații ale rudelor mele, da, date în fața siguranței și date în fața securității și am citit și poeziile patriotice ale unchiului meu, cel, da, care a devenit spion. Da. Deci, în primul rând, ei credeau în națiunea română și aveau o anumită viziune asupra ceea ce înseamnă patriotism. Deci asta dintr-un punct de vedere. Din alt punct de vedere aveau sentimente clar antisemite. Asta nu știu de unde le-a venit. Patriotismul e de înțeles. Mai ales zona de Ardeal, Brașov și așa mai departe. Fusese cedat Ardealul la unguri, familia din partea mamei. Au fost tot timpul patrioți ardeleni, au luptat pentru asta, au avut de suferit și strămoșii și moșii și strămoșii lor, pentru că au intrat în conflict cu Habsburgii. Partea asta o înțeleg, nu înțeleg partea cealaltă cu antisemitismul. Da. În o caracteristică a personalității tale este că eu nici acum, după ce am terminat cartea, nu știu unde să te încadrezi. Pentru ești că mai am una de scris. Nu, stai. Ești jurnalist, făcător de trusturi de presă, dar spre deosebire de mine, tu ești și făcător economic. Că eu la asta nu m-am priceput, că n-ai discutat. Da, n-am avut încotro, da. Da. Spune-mi, apropo de trusturile de presă, pentru că trebuie spus și în carte și pentru telespectatori, că eu am făcut trusturi, dar am făcut un patron care eu eram acolo, slujbaș. Cum de... Ai reușit? Nu. Tu ai construit cel mai puternic ziar de după decembrie 1989 din România și ai adus un stil nou în presa română și tu ai impus un lucru cu care și eu am fost de acord și mulți colegi de-ai noștri, să aducem foarte mulți tineri și să-i formăm pentru un nou tip de presă. Deci tu nu ai fost pur și simplu un slujbaș cu atâta modestie. Nu ai acționat ca un patron. Niciodată ca un adică patron. În afară și de... ți-ai și donat, dacă da, mi-amintesc. Acțiunile, nu știu de ce. Nu, acțiunile... Adică nu mă pricep la să nu mă pui să... Tu ar fi trebuit să fii milionar. Dacă nu ți-erau luate acțiunile... Le-am dat. Da, deci, Sorin Roșca Stănescu, spune-mi cât e de greu să construiești, încoate economicește, că eu la asta nu mă pricep, un trus de presă în perioada respectivă și cât e acum de greu? Acum este imposibil. De ce? După opinia mea, pentru că
nu mai există minimum de condiții materiale pentru a câștiga din, vorbim de presă scrisă, pentru a câștiga din publicații, dintr-un cotidian pe care îl tipărești și îl vinzi zi de zi, nu mai ai mijloacele necesare să câștigi suficient bani nici din vânzarea lui și nici din, din publicitate. S-au schimbat condițiile în toată lumea, nu numai în, în România. Atunci când tu ai făcut evenimentul zilei cu ajutorul nostru, dar tu ai fost vioara întâi, atunci au fost, după părerea mea, și cele mai bune condiții să lansezi era mai puternică presa atunci. Un nou ziar, infinit mai puternic. Păi amintește-ți că la ușa ta făceau coadă și așteptau cu orele cei mai importanți demnitari ai statului, numai ca să poată să te salute, să vorbească cu tine. Numai ca să-i bagi în seamă, numai ca să intre pe retina ta. Amintește-ți ce era în anticamera ta, dar ce era și la mine, că da, am ajuns. Da, da. Același lucru. Puterea presă era uriaș, incomparabil cu ce acum. Și gândește-te ce departamente de investigație aveam la evenimentul zilei. Da, aveam trei servicii de investigații, nu unul. Ia spune tu ce șef erai, șeful unui departament, ce era? De servicii? No, aveam așa, departamentul de investigație, departamentul de servicii secrete, așa se numea. Conduceam secția socială și mai aveam al treilea departament de dezvăluiri, se numea. Dar nu povestești în carte cum mă trăgeai pe sfoară, cum era cu ăla, cu documentele? Că noi plăteam documentele, nu-i așa? Da, eram și eu la rândul meu tras. În ce sens? Cum era cu documentele? Nici eu nu le luam direct. Le luam prin intermediul redactorilor mei, care lucrau la departamente de investigații și ei le negociau, veneau la mine, mă tocmeam la preș și până mă veneam la... la tine. Dar să-ți povestesc ceva senzațional. Mai ții minte că am trimis o echipă la clisura Dunării, când se făcea, se încălca embargoul cu benzină. Așa ceva nu mai făcuseră redactorii noștri, de să închirieze bărci și de pe bărci închiriate pe Dunăre să supravegheze un lans de evenimente de tipul ăsta și apoi să scrie. Au venit cu articole foarte bune, dar au venit și cu niște chitanțe scrise de mână care ar fi reprezentat contravaloarea bărcilor pe care le-au închiriat. Da. Și eu semnam de conturile. Până mă ajungeau ele la tine dacă te uitai sau nu te uitai pe ele. Da. Și am semnat aceste deconturi, după care ei tremurau de frică că iau de gât. Da. Și m-am ridicat în picioare și le-am strâns mâna. Da. Și felicitări. Zic, așa o păcăleală, nici eu nu am tras vreodată cuiva. Deci ei câștigau și ei niște bani din chestia asta. Da. Se câștiga atunci. Da. Dar mai țin minte că le dădeam în fiecare zi prime. Da, și sancțiuni. Și sancțiuni zilnic, bilețele aveam. Da, deci era o ședință că Sorin era în staff la, la ora 9 sau 10 și acolo era o întrebare prima. De ce v-a scăpat știrea și să fie sancționată ăla și poate același tip lua a doua zi o primă. Dar culmea era că aici trebuie să spun... Banii se învârteau. Da, dar nu știu telespectatorii că luai imediat. Da, da. Adică imediat luai primă, te duceai la caserie, alte vremuri. Hai să facem o pauză. În pauză, Sorin Roșca mi-a dat aici un site de unde se cumpără cartea, dar să știi că nu e el. Dacă citesc. Ia. Că... cum stai cu partea asta de internet, device-uri? Nu te pricep. Citește. Păi nu stau prea bine. Unde se dă în cartea? Dacă, într-adevăr îți dădusem altceva. Păi, vezi. agoramag.ro/srs. Ăsta e un site. Da. Care... agoramag.ro. De acolo poate fi cumpărată cartea prin poștă. Da. Spune-mi, din această carte se vede că ai cunoscut primii capitaliști români cam pe toți. La un moment dat, Fidel Castro spunea în 90, că era băiat deștept, că
noi cei din Est o să avem o problemă, că nu avem oameni care se pricep la capitalism. Ești de acord cu asta? Că noi n-am avut... Adică noi am avut oameni care s-au priceput la comune, am avut oameni care s-au priceput în primii ani la capitalism. Categoric. În ce deci, sens? În primul rând, un pluton destul de larg de oameni care au lucrat în securitate, mai ales în comerț exterior, dar și în comerț interior, și care erau oameni de încredere ai securității și specialiști de primă mărime în economie. Și ei sunt cei care au devenit, cei mai mulți dintre ei, primii capitaliști români, pentru că știau să facă afaceri. Știau de unde se poate achiziționa mobila și unde se poate vinde mobila și așa mai departe. Deci am avut mulți asemenea oameni de afaceri. Pe de altă parte, mulți s-au îmbogățit aproape instantaneu în decembrie 1989 pentru că erau ordonatori de credite în comerțul exterior și au blocat banii la sursă, adică la ei. Și cu banii aceia au venit și au devenit investitori. Dar trebuie spus că la sfârșitul decembrie veneau deconturile, dar n-am mai avut timp. Da, și ei au venit și au devenit investitori cu banii. Nu, dar întrebarea era de ce nu a rămas prea mult de pe urma lor. Că te-ai fi așteptat că ăla care a avut un magazin în 90, acum să aibă un lanț. De ce? Ca să nu mai spun că și evenimentul zile putea să aibă acum un trust. Pentru că nu au apucat să își așeze cum trebuie afacerile, să și le consolideze. Și a venit foarte repede capitalul străin și capitalistul străin care era mult mai experimentat. Și practic le-a tras afacerea de sub picioare. La chestiunea asta însă au achiesat și cei care reprezentau factorul interș, care au intrat într-o complicitate, după părerea mea, vinovată cu investitorii de afară și practic i-au păcălit pe oamenii de afaceri români. Deci au rămas foarte puțini oameni de afaceri români ale căror afaceri prosperă cu adevărat. Copos, de pildă. Copos are afaceri într-un domeniu în care se pricepe foarte bine, cel al turismului, și afacerile lui Copos merg foarte bine, dar nu sunt mulți cum e Copos. Am văzut în carte că ai fost coleg la pușcărie cu el. De cameră. Cu câți erau? Ia spune, am fost coleg de celulă. E foarte interesant. De celulă. Partea cea mai interesantă, amuzantă, este că acolo ce erau? Senatori? Erau... volume înalt. Ia, cu cine erau acolo o dată cu tine? Erau vreo doi deputați. Voiculescu era și el? A fost și Voiculescu, da. Da. A și fost Copos. Și Pantiș. Da? Profesorul academicianul Melcinicovski. Au fost deputați. Da. Procurori. Da. Spui în carte un lucru foarte interesant, anume că pușcăria ți-a dat posibilitatea să nu te mai temi de nimic. În afară de ghilotină, nu mai e nimic. Deci mai rău nu se putea întâmpla, vorba ta, în afară de ghilotină sau unui pluton de execuție, n-avea ce să ți se întâmple mai rău decât a fost acel infern prin două penitenciare. Pe de altă parte, perioada care n-a fost prea lungă în ceea ce mă privește, au fost 8 luni și ceva, a avut și părți foarte bune, pozitive. De exemplu, nu mai văzusem filme de ani de zile. Da. Nu am avut timp să mă uit la filme. Păi și unde vedeai filme? Ce avea cinematograf? Da, puteai să vezi filme artistice pe diverse canale de televiziune și toți erau uimiți că eu eram pe din afară, deci nu văzusem niciun film. Am putut citi cărți și nu mai citisem în liniște cărți, spre deosebire de tine care mergeai toată ziua la academie. Eu am fost... Și Castro spune că n-a fost... Eu am fost foarte ocupat. Și Castro spune că n-a fost făcut pușcării, în ratând la citit cel mai mult atunci. De acum nu trebuie să tragem concluzia că trebuie să facem pușcării. Urmă, contactele interumane, de care eu nu mai aveam timp înainte, că eram foarte ocupat, adică eram senator și contactele erau politice interumane. Câți erau în cameră? Am fost 3. Știi ce... De ce dar au celule mici la noi. De ce mă aștept eu cel mai mult la asta? De asta cu încă 2. Adică nu e... Tot capul înainte, erai singur acasă. Erau, cum te obișnuiești tu? Erau celule mici care înainte erau le condamnaților pe viață. Da, nu te-am întrebat cum reușești să obișnuiesc cu un om. Nu erai de la... Nu veneai din Ferentar, da? Și de acasă, singur... Cum treci de la acel confort, de la această stare când ești singur la
pușcărie în care trebuie să stai cu trenici. Cum reușești să te adaptezi? Foarte complicat. Da? De foarte ce? Complicat, dar dacă... cred că ziariștii au o posibilitate mai mare de a se de adapta. Ce? Pentru că prin forța meseriei ai contacte cu foarte mulți oameni care sunt foarte diferiți și până la urmă trebuie să te obișnuiești cu ei ca să poți să conduci o redacție. Ca să poți să ai relații cu tot felul de oameni politici care vin să-ți povestească, să-ți spună ce se întâmplă, cu oameni care vin cu petiții și așa mai departe. Deci noi știm să... am învățat să ascultăm, să înțelegem. Am avut o deschidere pentru asemenea lucruri. Deci aveam un exercițiu. Da, la un moment dat, tu vorbești despre perioada anterioară al 89 și spui că chiar și tu care aveai dosar până la urmă... Stai că mai vreau să spun ceva. Și noi, în ciuda aparențelor și a ceea ce și-ar putea imagina cei de dincolo de sticlă, noi am trăit, de fapt, foarte modest. Da, știu, noi, față de... Da. Am muncit 14 ore din 24, mâncam pe apucate. Da, probabil că în America am fi avut fiecare câte insulă. Nu eram foarte preocupați de cum ne îmbrăcăm. Da. Mergeam la restaurante, eu de pildă, mergeam așa pe apucate noaptea doar ca să aștept ziarul să iasă de la tipografie, dar nu eram oameni de cârcium, de restaurante. În perioada aia n-am fost în concedii luxoase sau ceva de genul ăsta. Datorită ție am ajuns într-un concediu frumos în Grecia când am făcut acea documentare pe care ai lăudat-o tu foarte mult în redacție cu Grilachi, șeful securității din uite Grecia. Uite câte lucruri am făcut și împreună și nu știam. Da. Sorine, o permanență aceste cărți și a vieții tale de gazetar este obsesia față de puterea serviciilor secrete. Veneat și dintr-un gust de aventurier sau tu chiar crezi că ele au făcut rău acestei țări? Nu, eu nu cred că ele au făcut rău. Serviciile în sine, eu cred că oameni din servicii care au dobândit pe bani publici și utilizând infrastructura publică, informații privilegiate, informații foarte importante și grave despre anumite persoane, au deraiat și au folosit aceste informații ca să dobândească ei o putere personală mai mare sau să servească aceste informații unor oameni de afaceri concurenți. Și au intervenit brutal în politică, în viața financiară, în viața parlamentară și așa mai departe. Nu serviciile. Pentru că acum m-am uitat în dosare, am toată casa plină de dosare în clipa asta. Da. Siguranța proceda la fel ca și securitatea. Pot să spun. Era mai implicată în politică decât serviciile de acum, siguranța? După opinia mea, era mai implicată, iar inspectorii de la siguranța statului erau mai atroci și mai duri. Uite, și mai scriu cruzi. O carte despre siguranță. Despre asta, că eu acum scriu despre asta. Siguranță, deci, că lumea a uitat deci că și ei erau mai duri. Eu nu scriu povești despre erau familia mea. Folosesc aceste dosare. Erau mai duri decât securitatea? Am de pildă o scrisoare a unui băiat de 16 ani, elev, care îi scrie regelui Mihai și relatează cum erau torturați ei, acești elevi, ca tineri legionari, cum erau torturați fizic de către inspectorii siguranței. Bun. Sorine, ultima întrebare scurt. Cum crezi că o să rămâi în istorie? Ziaristul Sorin Roșca, omul de afaceri, mogulul sau pur și simplu Sorin Roșca? Uite că ți-am oferit. Cred că o să rămân așa cum o să mă vrea cei care mă cunosc, cei care mă citesc, cei care au dreptul să mă judece. Da, mulțumesc că a fost Sorin Roșca Stănescu. Aceasta este cartea, merită să o cumpărați, dar mai ales merită să o citiți. Vă mulțumesc că ne vedem mâine seară la Gândurile lui Cristoiu.